Partener al emisiunii Starnet. Viitorul începe cu tine. Stimați concetățeni, au rămas exact 3 săptămâni până la alegerile prezidențiale din 30 octombrie. 12 candidați au fost înregistrați în competiția pentru funcția supremă în stat. În perioada care a rămas, fiecare dintre noi trebuie să ia anumite decizii. Va participa sau nu la alegeri? Iar dacă va participa, atunci pentru ce și pentru cine va vota? Trebuie să fie foarte clar. Funcția de președinte este cea mai prestigioasă, dar este și foarte importantă. Putem discuta și argumenta pe marginea opiniilor că președintele are împuterniciri limitate. Așa este și e foarte bine că anume așa este. Pentru noi este suficient că președintele este garantul suveranității care emană de la noi, cetățenii acestei țări. Este foarte important că președintele are împuterniciri în domeniul securității și este vorba despre toate aspectele securității, inclusiv aspectele sociale și economice. Este important că fără concursul președintelui nu pot avea loc numirile într-un șir de funcții foarte importante. Dar cel mai important lucru este că vocea unui președinte ales de cetățeni nu poate fi ignorată. Ea are un potențial enorm. Constituția țării noastre, oricât ar fi ea criticată, echilibrează relativ bine împuternicirile ramurilor puterii. De aceea, un președinte cu un mandat popular poate face foarte mult pentru țară și cetățenii acesteia. Acum, sarcina noastră este ca președintele pe care îl vom alege să fie unul al cetățenilor și nu al clanurilor politice învechite în cele rele. În aceste circumstanțe, fiecare dintre dumneavoastră va trebui să decidă cum va proceda în vederea alegerii președintelui. În perioada care a mai rămas până la alegeri, sarcina noastră este să relevăm ce oferte există din partea celor 12 candidați, dar și din partea formațiunilor care nu și-au înregistrat candidații, dar care intenționează să influențeze aceste alegeri. Întâi de toate, merită să grupăm cei 12 candidați după anumite criterii. Pentru că țara noastră parcurge o cumplită criză politică și economică, parcă se cere să grupăm candidații în conformitate cu atitudinea lor față de actuala guvernare, care conduce țara deja de 7 ani de zile, dar care vrea să se mai mențină la putere și în continuare. Din respectivul punct de vedere, am putea spune că din cei 12 candidați, cel puțin 2 reprezintă actuala guvernare. Acești doi, deși ambii reprezintă aceeași guvernare, se contrazic reciproc. Unul vorbește despre succesele guvernării pe bandă rulantă, iar altul despre eșuarea nu doar a guvernării, ci și a statului. Alți 4 candidați contestă actuala guvernare cu tărie, iar ceilalți 6 au o atitudine incertă, cel puțin deocamdată. Dar la ce ne-ar servi o astfel de clasificare? Este evident că de câștigătorul competiției electorale prezidențiale va depinde dacă țara va fi guvernată ca în ultimii 7 ani sau dacă vor interveni schimbări și cei care au adus țara pe muche de prăpastie vor răspunde pentru faptele lor. Dar asta nu e suficient. Este important să știm și ce oferte de schimbare a situației au candidații prezidențiali. Din discursul politic al celor 12 candidați putem desprinde 5 oferte majore care se intercalează indiferent de atitudinea candidaților față de actuala guvernare. Despre ce este vorba? Am arătat deja că candidații puterii, deși sunt împreună, au mesaje diferite pentru cetățeni, fiindcă au viziuni diferite asupra trecutului și viitorului țării. La fel și candidații care contestă actuala guvernare au viziuni diferite asupra modalității de depășire a crizei prin care trece țara și evoluțiile acesteia în perioada post-criză. Viziunii cele de-a treia categorii de candidați încă le așteptăm să fie expuse de aceștia. Oricum, ofertele lor nu pot depăși cadrul celor 5, la care urmează să ne referim. Una dintre aceste 5 oferte se referă la reunirea Republicii Moldova cu România în baza dreptului istoric, celui internațional, după exemplul reunirii Germaniei în 1990. Ofertanții respectivi consideră Republica Moldova drept un stat eșuat, fără perspective de viitor pentru dezvoltare. Deci, ei propun ca impasul să fie depășit prin reproducerea actului istoric din 1918. A doua ofertă
vine din partea principalului partid de guvernământ și se referă la relansarea ideii integrării europene. Guvernanții consideră că de toate rirele ce ni s-au întâmplat în ultimii 7 ani, este vinovat doar partenerul lor de coaliție și de protocoale secrete, ex-premierul Vlad Filat. Acesta ne este prezentat în calitate de țap ispășitor, de încarnarea tuturor celor rele. Așa l-au transformat ei pe politicianul number one în detestatul number one. Arestarea și reținerea unui șir de persoane dubioase, bancheri, judecători, vameși și alții, ar fi dovada că lucrurile au luat o cale bună, iar partenerii străini sunt gata să reia suportul financiar al țării noastre. Prin asta, ei insistă că au dat curs soluționării problemelor invocate de cetățenii revoltați după furtul miliardului. Ei ne asigură că către anul 2019 vor depune cerere de aderare la Uniunea Europeană. Așa, cei care au profanat istoria de succes ne servesc o nouă poveste. A treia ofertă adresată alegătorilor vine din partea formațiunilor născute de valul protestatar. Este vorba despre o ofertă pro-europeană de alternativă celei a puterii. Fundamentarea alternativii se face prin invocarea criteriilor de la Copenhaga pentru integrare europeană. Fără respectarea acestor criterii, vorbele guvernanților despre integrare europeană reprezintă nimic altceva decât praf în ochi. Adică pro-europenii de alternativă pledează pentru asigurarea de facto a funcționării instituțiilor democratice, care mai întâi trebuie scoase din captivitatea oligarhică. Urmează edificarea unei economii funcționale de piață, care mai întâi trebuie demonopolizate și pentru care trebuie create condiții investiționale prielnice. Finalmente, este necesară asimilarea normelor și standardelor europene, depășind starea de mimare a acestora de către actualii guvernanți. Cea de-a patra ofertă se referă la substituirea integrării europene cu integrarea euroasiatică. Promotorii acestei oferte pledează refacerea relațiilor de cooperare cu Federația Rusă și Uniunea Economică Euroasiatică. Ei consideră că într-un astfel de cadru integraționist, toate celelalte probleme, cum ar fi reîntregirea țării, dezvoltarea economică și altele, se vor rezolva mai ușor. Cea de-a cincea ofertă se referă la mandatarea prin vot de către cetățeni a unui președinte ce s-ar angaja să dizolve Parlamentul imediat. Acest act ar pune începutul unor schimbări radicale prin înlăturarea de la puterea celor care au adus țara pe muchie de prăpastie. Ieșirea din criză s-ar produce prin intermediul alegerilor parlamentare anticipate, care ar aranja lucrurile la locul lor. Nu putem ignora nici faptul că ex-președintele Vladimir Voronin ne îndeamnă să boicotăm alegerile pe motiv că Curtea Constituțională ar fi comis o ilegalitate atunci când a decis revenirea la alegerea directă a șefului statului de către cetățeni. Deci, situația e foarte complexă, dar și foarte interesantă. Acum fiecare dintre noi va trebui să decidă dacă participă la vot sau nu. Să decidă dacă susține sau nu actuala guvernare, care zice că ne-a făcut atâta bine încât a eșuat statul însăși. Să decidă pe care dintre cele 5 oferte le acceptă. Și finalmente să decidă care este candidatul preferat. Nu e simplu, de aceea vom mai reveni la aceste probleme. Noi ne revedem mâine, al vostru domn președinte.